Luminile de sărbători s-au aprins vineri seara și la roșorii de vede, în aplauzele mulțimii adunate în centrul municipiului să se bucure de acest moment magic care marchează începutul sărbătorilor de iarnă. Este prima dată când roșiorenii se bucură de acest moment special. 3, 2, 1, 0, sărbători fericite! Domnule primar, sărbători fericite și la mulți ani! Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de spectacolul folcloric oferit de ansamblul Burnasul și de recitalul lui Constantin Enceanu. Credeți-mă că sunteți niște eroi că ați rezistat până la această oră aici, în centrul orașului. Pentru dumneavoastră, de la suflet pentru suflet, stai cu mine, omule, să-ți cânt. Hai, toți vreau sunturile! Să ne găsim un pic! Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Așa mi-a fost dat pe pământ, să fac omul de mei ca să uite, să-i fac clipe în viață fericite, să-i zic unu pe sufletul lui, de dor și de dragoste aminte, să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Prima seară de sărbătoare la roșorii de vede s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii de care s-au bucurat toți roșiorenii prezenți în centrul orașului.